Am venit în Căușeni, unde am stabilit o întâlnire cu, să spun el cum ar cheamă. Mihai Pătrașcu. Deci aș vrea să ne spui de unde ești, cine sunt părinții, de unde și cum ai ajuns în lumea muzicală. Sunt născut în orașul Dubăsari, în 1977. Părinții sunt din mama de la Orhei, tata e de la Dubăsari, așa s-a primit, m-am născut pe malul stâng. Am absolvit colegiul muzical, școala muzicală din Dubăsari, apoi am intrat la colegiul muzical din Tiraspol. În 1996 l-am absolvit, apoi am plecat la Chișinău, la Academia de Muzică Teatru Gavril Muzicescu. Eram în clasa profesorului Simeon Duja, profesorului universitar. Marele profesor care mi-a pus instrumentul în mână, clasa de clarinet. Și atunci s-a pornit gustul la muzică adevărat. Dar din tarșim la Dubăsari, că repede ai sărit la Dubăsari. Cineva la Dubăsari a jucat un rol important în... Da. Primele note care le-am cântat, primele care le-am cântat la fluier, aveam 6 ani. Și este un profesor, Iuri Britan, care mi-a pus fluierul în mână, primele note, primele sunete. El m-a învățat, prima mea melodie. Ți-ai minte? La Nistrula Mărgioară. Este așa, la fluier. La fluier, da, o melodie. Și asta prima mea. O poți cânta acum la Nistrula Mărgioară? Da, da. Ia, te rog, fluierul și demonstrează lui Iuri Britan că n-ai uitat. Această melodie simplă s-a pornit. Faptul e că toată dragostea față de instrumentele noastre vechi. Faptul e că eu am fost și am făcut o înregistrare cu Iuri Britan și el a ținut să cânte și el la Nistru la Mărgioară. Probabil că Nistru... E aproape, e foarte aproape Nistru. Sunt, să mă scuzați, domnul Gheorghe, trăiam foarte aproape de Nistru și de mic copil nu mă scaldam și până mu mă scald de Nistru, n-am frică de nimic, de ceva mă scald, pentru că am crescut pe malul Nistrului. Dormeam de dimineață până seara, veneam noaptea, veneam și mama mă ocărâ, spunea: of, astineci. Cine te-a îndrumat să mergi la muzică? Mama, tata? Mămica, da. Mama iubea muzică, privea la televizor concerte, împreună priveam și ea visa să fie un muzicant. Eu nu prea vroiam, știți cum, ca copil. Cu deasâla. Și mămica, Dumnezeu ierte, și fi fost vii, sărutam mâinile și picioarele. Și tare mulțumit. Era să fie mândră că fiul până la urmă. Da, da, da. Dar, iară, sărim încoace. Vii de la Tiraspol la Căușeni pentru că activez aici? Da, activez datorită lui domnul Ion Vieste, dirijor fanfare Zăim. În primul rând, am nimerit la dânsul în fanfară. El m-a
m-a chemat, cu mare plăcere am venit și până am cânt la dânsul în orchestră. Și apoi el, când el a văzut cânt la instrumente, sunt poli-instrumentist, mi-a propus să iei orchestra de taraf, spicușor, la Casa de Cultură în Căușeni. Se cântă în stânga dinistrului la instrumentele noastre? Da, desigur. Avem instrumentiști, avem. Chiar mă mândresc că avem orchestră populară. Da. Avem orchestră populară de muzică și dans, care se cheamă Arden Mirea Viorica. Și am cântat tare mulți ani acolo, ca instrumentist, ca clarinetist. Și la NAI avem naiști, avem la colegiul muzical, avem clasă din NAI, avem profesor din NAI foarte bun, Petru Burghilă. Am în orchestra mea un elev de-a lui, Nicolae Lupan, foarte bun, foarte virtuos, foarte un băiat cum se cade, un cântă la NAI foarte bine. Iată. Și mulți, mulți alții, mulți. Iată cum aflu eu nume noi pentru proiectul nostru. Da. Eu am venit să văd aici un muzicant, după ce a interpretat la Fluier lucrarea, sau până a interpreta, el ținea în mână cavalul. Da, îmi place foarte tare instrumentul, are un timbru bogat, are un sunet. Și văd cam pare vechi, ca să nu zic bătrân. Da, cinstit, vă spun, l-am găsit la un om, era instrumentul în gunoi, era, dar omul nu era muzician. Și când am văzut cavalul în gunoi, l-ai salvat de la l-am salvat de la pierdere. Era dramat, fermat, l-am perfecționat, l-am adus la viață. Eu am să rog să ne cânt. Voi cânta o doină de lui Adrian Riceanu, un prieten de-a meu, împreună am studiat la Simeon Doja. Și anii 97-98 a imprimat un album și de atunci l-am auzit, m-am îndrăgit în albumul. Să auzim. Lui. Sunt dintre colegii? Anii aceia am avut mulți colegi. Deosebit era, chiar avem prieteni instrumentaliști care cântă în orchestre, profesioniști în lăutare, ca Sergiu Cujocaru, trompetist de forță, Igor Tofan, Radu Daud, Victor Gurar, sunt niște băieți de forță și cu un suflet mare. Iată. Care m-au ajutat, m-au pus la o cale oarecare, cu un sfat, cu o vorbă bună, cu iată, tot. Ai spus de Radu Daud, eu am fost la tatăl lui, dânsului care cântă și el la Fluier și da, și Caval. Este un muzician de forță și
Bine că bucuros că mă tatăl, tatăl este violist, dar ne-a cântat la instrumentele care ne interesau. La noi, eu cred că în Moldova orice muzician cântă la instrumente, nu importă ce e, clarinetist, trompetist sau... Dar spuneai că cunoști, adică mi-ai sugerat o idee că aveți un sau unul sau doi meșteri populari care confecționează la Tiraspol sau undeva în Viena. Da, avem meșteri tinerii, niște băieți tineri care au 20 de ani, dar fac instrumente foarte bine. A, când mi-ai spus, eu așa credem că ei sunt dintre cei deja trecuți de oricare vârstă, dar... Da, da, sunt foarte tineri și eu ca specialist îi mă cheamă să cânt ceva la instrument, să-l testez dacă într-adevăr. Sunt băieți care fac, dar sunt care nu reușesc așa cum trebuie. Mai cântăm la caval sau... Da. La caval, spate, da. Spate, dar o horă mică. Ce se mai poate cântat la caval? La caval se cântă sârb, hor, doină, brează, multe... Ce e asta brează? Așa e un stil de muzică specific, frumos. Mi-a răs poleacă? La caval nu cunosc, dar mai des la clarinet. La clarinet cântă. Da, pentru că acum la instrumentele astea vechi n-am timp să mă ocup. Eu o să merg acasă și o să încerc să aflu ce e cu interpretarea asta, breaza. Da, ca la brează, se mi-a zis, ca la brează. Ca la brează. Ca la brează. Văd alături de noi e proierul gemănat sau îngemănat. Da, da, mai avem un instrument frumos. De asta am rugat, pentru că mai rar întâlnim în scenă sau în concerte asemenea și poți să ne cânti. Da, îl folosesc în suita mea, la concert, la urmă cânt cu el și foarte se primește foarte, foarte bine și frumos. Nu știam că e de sfârșit lucrarea, dar de început sau de mijloc mai sunt lucrări? Sunt, da. Diferite. Folosesc o lucrare la el, pentru că suita e foarte lungă, se începe la caval, o doină, da, e foarte lungă. Eu nu înțelesesem pentru că e suită. Credeam că asta este. E o suită. Nu am luat ocarina și la ocarina mai este o piesă. Și între după caval merge fluierul, ocarina, apoi la urmă fluier de gemi. Se cântă folclor în stânga Nistrului?
Da, la noi avem multe colective, avem în Tiraspol, am uitat să spun, mai avem o orchestră de muzică și dans popular, Vatra se cheamă. Și avem tinere talente care cântă acolo și promovează muzica noastră și folclorul nostru. Dar spuneai mai devreme că mulți muzicanți fac navetă încoace, da? Da. Se primește așa că au nevoie de specialiști, o casă de cultură. Și băieții noștri, muzicanții, nu suntem departe, suntem de 30 de kilometri pentru... Eu cred că asta nu-i drum mare, dar ne mândrim că putem să venim, să lucrăm, să cântăm muzica noastră care ne-a dat-o mama de mic copil, din cum se zice. Vorbeam despre faptul că nu găsim muzicanți. Cum e situația? Kamenka, Râmnița, ceva? Vă spuneam. Chiar un adevăr. Sunt colective în partea stângă a Nistrului, spre nord, mai spre nord, dar este o zonă, știți, este o zonă mai mult de... Mai specifică. Mai mult locuiesc ucraineni. Și acolo folclorul mai mult se bazează pe muzică corală, muzică vocală, muzică de stradă, numai nu de muzică populară. Sunt cunoscut cu regiunea de nord și cam slab cu folclorul acolo. Dar deoarece mi-ai spus că în careva regiune, că e Râmnița, că e Kamenka, nu se prea joacă sârba. E corect, foarte corect. Și la Dubăsari fix așa. Nu prea se joacă. Ai putea să cânti la fluier sârba. Cu mare plăcere. Apropo, fluierașul ăsta l-am procurat la domnul Lipomir Iorga Răpăsatu. Era un foarte om bun, când des veneam la Chișinău și când, dacă țineți minte, lângă sala cu Orgăs, da, era o piață de tablouri, acolo, de instrumente. Și nu puteam să trec să nu mă salut cu el. Eu era un om. De la Yuri Britan am primit un vinil, un disc Lubomir Iorga. Oriunde merg și mă întâlnesc cu instrumentiști, în majoritate vorbesc despre Lubomir Iorga. Chiar am lansat așa o idee năstrușnică, mă rog, nu sunt persoană care decide, ca să unim toate festivalurile existente din locale sau regionale sau naționale într-un festival național, Lubomir Iorga, care să întrudească toți muzicanții la instrumentele. Foarte, foarte bine ar fi. Pentru că noi cunoaștem și alți instrumentiști vechi, foarte buni, dar nu erau poli-instrumentiști precum Lubomir Iorga, și Lubomir Iorga chiar și sună frumos și îmi face plăcere să aud că, uite, ținem nu numai la instrumente, dar și la predecesorii noștri care
au promovat și la urma urmei el era cel care făcea cel mai bune fluire și naiuri în Binica, cum s-au mai dezvoltat și alții. Un specific avea cântal la sos de pește, nu înțelegeam cum la frunzulețe, nu înțelegeam tehnica, a încercat și eu, nu se primește, e foarte greu. Probabil că trebuia să ne naștem toți la Cahul, acolo de unde venea dânsul. De la sârb trecem la... La o hor. Hor. Horile se joacă de acum. Așa, dacă eu aș face prezența mea de parcă nu sunt aici, cum ar cânta ca la repetiție acasă Mihai Pătrașcu? La fluier. La fluier. Oricare lucrare. Știți, când iau fluierul, cânt orice melodie, orice încerc, mă rog, Cum îmi spune inima. Ori sunt persoane când mă întreabă cum dumitale, cum cântați la flori? Cu inima cânt. Nu cu degetele și nu cu... Dar cu inima se cântă. Eu am aflat că ca să ai spectator sau profesor, nici nu știu cum să spun, că soția tot este o... Da. Muziciană. Da. Și poate formați o formație? Am încercat, soția e cântă la vioară și am două fete, o fată la vioară, as mai mare, a absolvit liceul muzical Rachmaninov din Chișinău, dar fata mai mică cântă la oboie, muzică clasică. Acum la conservator este primul an și am încercat acasă un quartet muzică clasică, se primește foarte bine. Eu în cadrul unui interviu am spus că proiectul se numește Instrumente Muzicale Populare Vechi și punem și în paranteze și rare. Deci, iată, mi-ai sugerat cu instrumentul oboei, pe care rare ori lumea merge în orchestre să vadă oboiul. Uite, ar fi ideea unui nou proiect, oboiul, harpa, poate mai găsim careva instrumente, să vadă lumea instrumente care au mii de ani, ca să zic așa. De asta și spun și vechi și rare. Da, cu plăcere. Ce cântece de final mai ai, la fluier, caval sau... Eu știu... Ceva, o horă. Horă, nu știu. Un brâu ceva. Cheamă Hora Calacimpoi. Și totuși cânticul de final va fi la caval. Da. Thank you.
Și totuși n-am să tac, pentru că recent m-am întâlnit cu profesorul Gheorghe Nicolaescu de la Academia de Muzică, care, aflând despre proiect, îmi spune că el este pasionat de instrumentele în care este o tehnică în care... Cu gâtul. Și pentru prima dată, iată, am auzit acum cu gâtul și cu instrumentul. Deci două interpretări, cum ar și... Niciodată nici n-am intuit, pentru că cineva ar fi crezut că ceea ce se aude la gât e ceva fals sau ceva care e de prisos. În cazul dat, e o tehnică care nu tuturor li se dă asemenea tehnică. Thank you.